începem, Dănuț? Păi tu unde mă voi prim? Sunt farfecile de tăiat, de curățat unghiile? Da, eu că de astea le tai. No, tini, că au fost vremurile urâte și apoi am tus mai târziu. Eu le grijez, lemnile mult, dar ai văzut cum le-am mult și data trecută. Asta? Am tuns mai lungi. Cât are? Urmează că l-am legat, că nu... De unde ți se trage berbecul? Eu l-am crescut. Tarzan, uite-te acolo la fotografie. Hai. Uite aici, nu-i place sorsa lui tău. Da, bineînțeles. Da, cu ce începem, Dănuț? Păi tu unde mă voi prima? S-o fătat? Asta are domnul el. Ce Ce cum e chestia aia? Ha? Ce cum e chestia? Da, s-a învățat de că mai pot umple cu mașina. Da, s-a luat-o pe asta. Pe sub burtă n-are mai greu, că e bătătorit acolo, să ai? Nu, e și mai greu și mai ușor. O mai cureți un pic? S-a înfundat? Da, dar noi profesionale, să leagă de el. Ne mulțumim cu ce este, o zis. Dar tot e mai bun. Sunt farfecile de tăiat, de curățat unghiile? Da, eu că de astea le tai. Dar sunt periculoase, la una i-am tăiat patul cu ele. Ia-i sapatul ăsta de... Eu mă tem, am să mai lucru. Cu asta te-ai obișnuit, nu? Da. Și merge repede, ia ce repede mărți. Ce cu cuțetul e tăi? Ba da, aia este tot mai rentabil ca cu cuțetul, așa-i? Pentru așa ceva. Este și cuțet pentru... Da, e bun asta ca cuțetul e 10 ori. Mai are una mai mică, dar ce gândești că nu e așa tăcioasă ca asta. Dă model de asta. Mai retușez un pic cu foarte. Asta au avut 6 kg de lână anul trecut. 6 kg? Mm-hmm. Hai să vedem acum câte kilograme are. Stai că am zis, trebuie să o gândă, să dă chegare. Nu știu, corne. Stai cu... Mă știu ce-o fric? Nu. E, nu știu. Oh,
Așa. Și cu luna ce faci, Denuț? Mai vinde, mă pui. O, ai la cine vinde? Mai este, da. E cam greu, mă, de vântul. Cred că anul ăsta nu o să fie. Nu știu eu scutea. Nu știu. 5 kg. Hm? 5 kg. Fără ceva. 6 au avut în trecut. Am o 5 are, fără ceva. Nu știu, scurios. Stai să ne așa. Așa-i? Uite-te. Cât are un vin? Dar în scare 6. Stați așa. 6 ce? Aproape 6 jumate, 6, 250. Dacă eu vă spui că te dai. Nu vei sta nici asta că zici că... Ce tundem acum? Avem o mnioră, poți să te uiți, dai? Mnioră, cu doi dinți. Și asta? Are... E ce-o smolit o leacă de lână. Are lână până jos. Nu, păi ce să faci? Dacă ne permitem să... Ce faci de o lână așa de faină? Nimic, ca anul trecut, băca că n-ai venit să filmezi, au fost mai bune lânile pe ele, că le-am găsit mai mult. Dar mă, n-am umblat după lână. Nu m-a interesat ca să ai de lână lor. Și ăsta. Nici nu m-a interesat. Cam câte kilograme zici că are asta? Nu știu să mă întreb. Celălalt an ți-am spus că are 6 kg 250. Și asta nu știu cât are, nu. Ce să zic? Că am trecut o fomnie când am tuns-o, nu le-am cântărit. Lânile, că eu cam de obicei, cam în august, îi tun ei, anul ăsta în august am tuns notini, că au fost vremurile urâte și apoi am tuns mai târziu. Întoarce-o și cu fața un pic spre mine așa. Asta e o mioară și are toate calitățile. Poziție, tot ce vrei. Mă, nu vrea să cu capul sus, că zice o să-i. Nu te temi, că nu-ți face nimic. Dă sorul de noci, de aceea mă nu stă. Vezi că bate sorul de acolo. Stai să te-o spune. Și asta vrei să o tunzi cu... O tunzi cu farfica de mână, că nu mă pot înțelege, dar... Oare ce dimensiune are la lână? Să mă sunăm și noi pe pomohaș. Uite aici păturoi pe ea. Pături pe lână. Cum se măsoară? Da, păi încercăm și noi ca alții, ce măsura și alții. Uite aici pătru pe ea. Fir, nu? Da, păi nu, stai să ajung la met. Uite aici, vezi ce firoc are. Fir pe ea. Asta e o piesă rară, mă, frate bun. Crescută de mine, mă, să-i la mine. Din berbecii mei, frate, nu? Nu din orice. Eu le cresc eu, nu ca alții. Mă duc și cumpăr și apoi zic că ce mi-am luat eu. Hai să vedem că-s curios. Hai așa, că nici eu nu știu măsura, că n-am măsurat. Am să râd de lumea de mine. Păi vezi, măsoară de acolo de fix, de unde pune la rădăcina firului și... Hai să vedem, mă, să vedem. Asta? Am tuns mai lungi. Cât are? Da, eu știu, vă 40, 37, 38. Dar nu-l măsură noi bine. Normal firul ăsta e scurt. Dar degeaba, nu mă interesează pe mine ce zice lui. Coile ce faci la vară? La vară, de ce am făcut și am trecut. Mă ajută tati, mami, care cum prinde. Dar tati umbla cel mai mult anul trecut la ele. Că eu, nu, eu sunt cu lucru. Și asta. Dar nu le duc la nimeni peste vară, eu mi le grijesc. Deci peste vară eu le grijesc, stai-te aici. Eu le grijesc, le mulg, dar ai văzut cum le-am mulg și data trecută. Eu nu le bag pe strungă la mulsa mele, stau singure. E mai greu o zi, două, trei, până le învăț, după aceea n-am treabă cu ele. Stau singure. Vin ele singure să le mulg. Nu le bate nimeni. Anoste.
Noi nu batem fie animale, nu le lovim. Da, bun, hai să vedem. Hai, gata. Da, uite tu. Ce putem face? Ce să facem, mă, tu, stai, 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 nu știm unde câtete, și cu mașina. Și deși mașina de anul ăsta am început să funcție, te mă discut. Da, parcă mai bine îți mărmâinile cu manuală. Trebuie să învăța la des, dacă stai să vezi pe la anul, stai la anul, dacă o să fim sănătoși cu ajutorul Domnului, o să vezi cum tun cu mașină, stai să vezi. Deci ce curim chică de primit. Cu căpușile cum stai la ele? Păi n-am avut, ai văzut că n-am căpuși pe ele. N-ai avut niciuna, am văzut. Eu nu le-am scos afară deloc, oile. A mea nu a fost afară, eu nu le dau pe când drumul. Până ce nu dau nimeni. Cum ei ce faci? Mă, deci nu-mi vin atâta clienta. Mielele le țin deocamdată. Poate că îi vinde din ele. Știi, zbengul ce-i fac eu. Așa am zis că deocamdată nu știu. Nu știi? Deocamdată nu știu. Berbecaș, ai de vânzare? Da, da, ce, că deja-ți da, să se na, deja. Dacă mi-ai acolo și te uiți, îți cu verde, vă obsus deja. O să am, nu, la toamnă mi-am oprit eu trei, dacă să fii cu un client ori. Păi bun, că eu am cu ce să mănânc pe doile. Mami, nu-i problemă de te. Ce asta e? Orice e de vânzare, în afară de ochi. Păi nu vin. Berbecii mici. Și miele, poate eu îmi dau niște, ia din nou cu bani. Oricum o să am iară miele puternice. Deci, foarte puternice. Deci am dat la cineva o mială, două miele am dat. Și am fost și am văzut-o. Deci pare ce lână are. Din nou e cu de 6 chile, că e. I-am dat, nu, i-am promis o luăm și nu am vrut să-mi întorc vorba. Eu dacă promit, nu îmi retrag cuvintele. O mială care o tunde cum tun șmecherii. Deci, așa o tun, așa ce? Te spari ce lunare. Eu îi tun la piele mie, i-am tuns odată să văd cum ies așa. Că tot iau pe tăscă, fac lână, luăm, pe-ți bun. Eu tot așa ești și am trecut tot așa într-o stăzi noapte. Ce lună curată și frumoasă are. Bine, eu nu ți-o știu. Mergi acolo de aici. Mergi de aici, mă. Mergi unii de aici. Forfecile ți-s de mult? Da, nu, sunt personalizate forfecile, m-am mus ruginite, că nu le-am avut grijă de el, dar forfecile sunt personalizate, stai să se șterg. Să le șterg o leacă, să vezi. Ce scrie numele tău? Da, mi l-a făcut personal. Acum o să-mi trimată cineva de la ciznădie o botă, ți-ați că ți-aș da o botă nefăcută în pistile și am făcut o botă unicată. Ia. Deci, dar nu se vede că trebuie să o șterg. Ok, lasă, în e numele lui bunicul Berbeștean scris pe el. Am făcut o botă personalizată de cioban.
duc în lucruri, nu prea îți place să povestești. Ba, povestesc dacă nu trebuie. Eu știu ce crezi pe mult. Hai, mă. Hai aici, mă. Bursuc. Hai, mă. Tarzan. Uite, ești tăcut, frate. Tăcut, frate. Al curos, tăcut, frate. Tăcești, mamă, și tăcești, tată. Uite, spune. Tarzan. Uite-te acolo, la fotografie. Așa, ați crescut dumneavoastră și vă ascultă. Da, aici doi. Deci, la altă, eu crescut eu. Numai pe aștii doi mi-au lăsat mie să cresc. Te-am fost dus atunci în străinătate. A fost plecat, știi? Dar pe aștii nu, pe aia, vezi-l tu pe ăsta. Numai eu pot pune mâna. Serios? Așa la bandă, uite-te. Dă la bata, Zan. Lasă, numai să-mi dea laba. Uite-te, uite aici. Scândină aia care nu lasă porci și cine. Asta nu, numai eu pot pune mâna pe aia. O să-ți zic la că-i moscovit. Destul de masiv. Și ăsta e masiv, ăsta e cel mai masiv. Suc și ara i-am pus Tarzan, de ce e așa mai... mai sălbatic. Dar bun când ești... Ia ești doi ce-ți boghezi. Ia ești doi ce-ți boghezi la voi, ovii. Poți mea unde vrei cu ele. Ești doi. Nu se duce de la voi sau orice. Nici nu lasă pe alte oi să se apropie de oile astea la alte. Așa de omul zrăi? Oi, mamă, să vin. Domne, fier, nici nu vreau să iasă. Azi, bână-te de două ori dacă vrei să vii. Nu vreau. Nu fă-te că mă loghezi numai pe mine. Ia, uite-te aici, uite-te, fete, de aici. Ni. Lasă-mă. Ai văzut? Vreți bodyguards pe măsură. Aveți bodyguards pe măsură. Da. Și la urmă, aștia orice furtună ar fi. Vrei să mai sătimezi? Ne-a prins o furtună mare când a dat grindinile alea. E înapoi a noastră. El a fugit înainte cu oile. Eu te m-am ținut de cap. Și a dat de așa grindinile de-asta. E înapoi a oilor a fost. Asta e bună. Ți-l-am dat, asta mai lat. Ia. Da, pe acolo abate și asta. Unde? Câte 6 kg. Nu știu, sunt curios. Poftie? Eu sunt curios. Eu cred că asta depășește pe ce. Asta. Ce pechile are asta? Când ori zic, îți spun. Dar cine vine după lână aici? Cine vă ducea? Bă, de la Bistra, am fost un prieten cu niște, de la Sibiu, știi? Să mă filmez? Da. Cu niște prieteni de la Sibiu. Ducea mai de mult. Eu... Vorbeam cu ei, știi? Cine la mine? Asta cred că bate pe celălalt. Era 7 kg are. Eu cred că bate. Bate, care 7 kg, ce au avut 6 jumate, numai, cu jumătate de kilo. Da, așa, ține. Aproape 7 kg. Ține. Ia dacă mai pui alea ce ies, ai 7 kg fix. Am văzut? Să duc mai prins cu mine, că... Îți place? Ce marfă scot! O vii! Să nu mai zic că ai văzut la fix le spui. Da, așa. Alo, 10 kg la mare. Tati, la mare? Pune acolo ea. 10 kg. Da. Adol pe la mare atunci. Nu, dar este să acolo. Hai, da, da, da. Hai, câte una. Da, asta e mama, două e mama la mieală. Și ăsta două e mama la oaie ce am tuns acum. Hai, da, da. Mai am pomul hat, vrei. Dai cu mine. Hai, pe tu. Da, să-i dăm eu. Încet tot. Că n-am apucat să le tun. Asta am fost să se vezi un prieten. Vezi că ați dat, cu verde stați. Asta e mială de-am făcut. Ia uite altele, vezi, am mereu. O mohați. O să zic unul. Că tot e bun ce ai. Dai să auzi mult la copii de bec. Ai să frate pe ăla tău. Dar nici știu că nu știu pe aia cum e nici am văzut. E frate pe tău.
Și și pe ăsta la din. Pe ăsta nic la mod. Pe ăsta nic. Care e asta ultima? Hai să-i zic. Dar e bine dacă l-ai oprit din 2, nu o să de... Nu mă interesează. 2. Te mereu să dai câte 2? Că de aia nu mă interesează. Aici am eu. Ia uite, ce zici, îmi place? De acolo, da. L-am oprit din 2. I-am tot de văd câte ori. Cum? L-am pus la ochi, că nu vezi. L-am pus la ochi. Dar ce când atâta faci cu mâna pe uzi repede? Stai, mă, într-o loc. Ia du-te jos, mă, de pe mine, mă. Că nu poți să faci. Hai, unde e? Vă las-mi vin. Unde să plăcă? La care unde e? Aici am doi, ne? Hai, două, două. Că lasă-mi să-i. Să-i închiți, hai. Du-te-o de alte. Hai. Ies amândoi, e. E mai sus, oare, ca-i să... E mai sus, e mai sus un cicu. Îți place ce piesă și copilă. Hai, dați mai aici. Dar e tuns ăsta, ăsta l-am tuns nouă de nu știu câte ori. Și am mâine dezlegat, înainte să fie el dezlegat asta, știu un cicu să-i se formează că l-am legat, că nu bere. Nu l-am sorboșează, berbecu. Și ăsta. Hai că scoatem atunci pe bălul. Îl tuns pe bălul. Te-am întrebat să-i tuns omul pe unul. Tata, ia ține o leacă. Ha? Ține o leacă pe ăsta. Hai, Dodo. Hai la tata, Dodo. Hai, Dodo, aici. Uite, capul sus, Dodo. Să te uiți la... Te vezi o fotunță, ia, uite-ne. Dodo, aici la tata. Nu știu câte ori. De nu știu câte ori l-am tuns pe ăsta. Dodo, aia asta, ovia, aia asta-i Dodo. Uite-te la el. Ala, mă, e strămiura ta. Nu, mea, nicăre, ia, uite-i, dau drumul, ea nu se duce din mine. Vezi-l, hai aici. Salut, ce era ce lână are? Ce? Dar stai-ți, mă, că nu i-am îngrijit amaia de lână. Dar ăla e mai puternic la codă ca ăsta. Uite-te ce codă are ala față de ăsta. Bine. Uite-n-am. Este altul sistem, are altul sistem. Hai. No, hai, vine. Hai să dau o vorbe despre el, că poate multă lume nu știe ce vârstă are. Amore, patru, mă. De unde ți se trage berbecul? Eu l-am crescut. De el. Dată s-o pula mie. Ce ăsta? A murit omul care mi-a dat pe măsa. Pe măsa am luat-o la 12 kg. Ioie, era oie oci și un pic creonată până la urmă. Dar nu scoate numai altul, scoate în genă. Ce ăsta nici? Tatăl cu stalbul. Tatăl lui se trade la domnul Loții ce a murit. Dumnezeu să-l odinească în pace. Gine s-o mi-l-a dat, negru. Mi-l-a dat, căcău. Mi-l-a dat pe tatăl său. Și-a oprit bătrânul, și-a oprit pe 5 ori și-a zis că o să lasă îndeamnă pe și-a lăsat 2 și-a lăsat 2 și-a lăsat 1. Și pe când am ajuns acolo, a zis că tămine e mai de socra 1, dar e mai scurt la codoleacă. Ce îmbrăca, ce-ți place ție. M-am uitat la mândoi și l-am luat pe la codă scurtă. M-am uitat de la mândoi, pa, când tata am zis, bă, rămâi cu ăsta codă scurtă, zic că nu mă interesează codă, că montează pentru mine. Iar berbecul nu scoate cu codă scurtă și dacă a avut codă scurtă. Am din el, din tala mea moșută aici, nică, tot îmbrăcată. Berbecul l-am dat, petasul l-am dat și ăsta nică, da, mu, l-am pe el, ăsta nu mai pleacă de la mine. E și o grămadă mi l-o cerut, dar nu mai. Tot aici mărlește, ăsta nu, din ta ăsta, încă în momentan pot să zic că berbeș din el n-are nimeni. Ori pe unde am dat. Să nu mă înșel, cred că la, să nu vorbesc prostii, la Hunedoara este unul din el, ce l-am dat. La Hunedoara, da, un băl din el. Nimeni n-are din el. Nu acolo este unul. Că știu că a montat el și încă unul am avut atunci. Și am dat un alb tot sus în picioare, cred că el e fotată. No, dar berbecul a fost uns în iarna, s-a întuns de nu știu câte ori pilot, că nu vede. Și asta nică. Și anul trecut când l-ai tuns, câte kilograme a avut lână? Eu, a avut 10 kg lână. Anul trecut, anul ăsta nu știu ce să zic, că nici nu l-am grijit ca anul trecut. Nu i-am dat atâta brec și ăsta nică le-am mai făcut porționat o leacă. Nu așa că tot e scărmănată. Nu mă scărmănată. Încăpa-o însă acolo.
bai ce știu să o bag. Ia 10 kg? Da. Te vedem în sacul prava, nu mai este mai amizat. Da. Hai tine. Nu mai ai să o bași pe lucru. Lasă-mă cum să-l. Ia. Ia. 10 buton tricot. Asta e berbecaș? Faci ușa. Nu, i-am lăsat ușa din dăsta. Berbecile alea mare. Nu te băgat-o. Cămării, cămării. Asta ce e, berbecaș? Da, ai miei buni. Nu prea. Nu? Nu-mi place. Ia de ochi și ăsta vă fric cu verde, am zis că de tine, dar nu-mi nu-mi place. Nu e. Ei, nimeni. Ia un berbec, hai. Dacă ești pur la urechi, la ăsta vă fric cu verde. Dar nu-mi place că n-are urechi. Ia uite aici, pomohacile. Vii. Filmează pomohacile! Uite acolo cum pup pomohacile! Dar care e cu roz rămân? Care... care... Nu, uite, filmează pomohacile astea. Că au zis că n-am rasă, prieteni tăi, ceală ce-o mărți și au zis că... O zis, ce-o venit la mine și au zis după aceea că... Că nu-i plac oile mele, că n-am oi. Arată pe pomohacile, că pe... Pe oricâte le-am tuns în timp, păcat că n-ai zis că le-am tuns pe aceea oile. Te arăt pomohacile de astea lor, de la pomohac. Și le-am crescut eu. Nu, no, și am mulțumit și pe frate sau. Vezi tu, costurile nu se discută. Asta-i sorța lui tău, mă. Sorța lui tău de acasă, ei. Arată-i așa trase iasă și ată, uite, pe pomohaciul. Asta-i sorța lui tău. Arată-mă un pic, ea. Nici cu un pic. E sora lui tău, pomohaciul ăsta. Este ce nu le place la șmecher, au zis că nu le place, hai. Uite aici, nu-i place sorța lui tău. Mă, o să nu-i place pe sorța lui tău. O să nu-i place ce am ești, da. E deja va tot încerc, face tot încerc berbece, zice, hai vinde, hai vinde cât eu mie, hai vinde ce ai, dar nu le place soimii.
Ia uite ce berbecut nervos ai. Da, mai ții volum, măi. Mai încoace. Ia că s-a bate cu ăsta mare. Da, ala are 50 de kg. Hai, hai, hai. Care, dați berbec la ochișul? Da, să-l place să e? Din breaza. Dă-mi unul kg. Aici ăsta știu pe frate ca tău. Alba ăsta e frate ca tău, l-a umplit pentru mine. Da, cred că ai stau și tata la ala. Uite-te la ei doi. Seamănă. Seamănă, seamănă, seamănă. Cred că ăla ce-și tata. Cu ei. Nu. Soră cu ea celălaltă, nu. Când i-au rămas niște noti, 3 noti, uite ce hire are, mă, mieluțul ăsta. Nu-i bate ăsta, nu-i bate ăsta. Nu, ăsta nu-i de... Ai știi, nu-s de scandal, ai știi doi. Uite-ne că ăsta nu-i bate, nu-i pune nimic. Ia, lasă-l, vedem, lasă-l. Nu-i pă, mă. Să-l lovi. Ia, ochii și asta ce merg de acolo, miorița aceea, e soră cu geamănă cu berbec, ăsta ochii. Ia ochii și aceea de pe margine. E soră geamănă cu el. Bine, mă. Dacă crezi că eu sunt prost, că nu știu ce să țin.